nivelul partidului există organizarea unor școli, Școala Plus se numește, Școala Plus de vară, Școala Plus de toamnă, care urmează acum, a fost și cea de vară, în care partidul asta și face, pregătește oameni pentru funcțiile de consilier local și pentru primari. Deci, nu o să fie oameni nepregătiți. Ăsta este scopul partidului, să trimită oameni pregătiți în aceste funcții publice. Îi trimiteți și la ședințele cele MCJ pentru a căpăta oarece... Încă nu am făcut acest lucru. Avem în plan ca în viitor apropiat să trimitem oameni să fie permanent în ședințele în ședințe și mai ales chiar oamenii care... pe care urmează să-i promovăm pentru funcțiile de consilieri și să fie în sală, să urmărească activitățile de ședință și să avem și posibilitatea ca ulterior, chiar dacă încă nu am ajuns să avem consilieri acolo, să venim și noi cu un punct de vedere referitor la problemele care se discută la nivelul localității. Aveți o localitate în județ unde a stabilit un candidat la primărie? Avem candidați, dar trebuie să înțelegeți un singur lucru. Noi suntem într-o alianță, alianța USR Plus. Deci candidatul care va fi stabilit va fi în baza unor verificări interne și se vor face niște punctaje ca cei care vor fi cel mai bine clasați dintre USR și Plus să candideze. Deci nu putem să spunem acum că noi Plus vom avea candidați peste tot. Vom avea și de la USR, pentru că noi suntem în alianță și mergem în alianță și în alegerile locale. Dați-mi voie să nuanțez, vă rog, pe baza protocolului alianței politice de această dată pentru locale dintre USR și Plus, la nivelul întregii țări, de altfel, se aplică aceeași regulă. În cadrul fiecăruia dintre partide are loc o competiție internă prin care se desemnează candidații proprii ai fiecărui partid. După desemnarea acelor candidați, împreună cu colegii de la USR, la fel prin alegeri, prin alte mijloace specifice, desemnăm candidatul unic. Acei candidați vor fi cei care vor candida din partea alianței, așa cum sublinia și colegul meu, conform prevederilor protocolului, nu putem să promovăm doar candidatul Partidului Plus datorită prevederilor acestui protocol. Evident, în fiecare partid există acea efervescență, acea căutare, dar în momentul în care vom avea candidați proprii, o să-i promovăm fiecare partid până la momentul în care se desemnează candidatul unic. Ca să înțelegeți de ce nu putem da un răspuns concret, trebuie să subliniez că în următoarele 6 luni, abia după alegerile prezidențiale, asta fiind prioritatea ambelor partide, după alegerile prezidențiale va începe toată această procedură de desemnare și de stabilire a candidaților unici.